În urmă cu aproape 5 ani, ajungea la Seul Silvia Pencu, o tânără venită din Bărăgan să studieze aici și să testeze ritmul de viață al coreenilor. A fost cucerită de gastronomia pe care a găsit-o în această țară, cu rețete vechi care ascund în spate obiceiuri și tradiții inedite. În Coreea de Sud, carnea de câine se mai mănâncă doar de către bătrâni. E adevărat, în restaurante ascunse de ochii curioșilor. Oricum, orașul Seul nu doarme niciodată. Într-adevăr, indiferent de oră, găsești tot timpul magazine 24 de ore deschise și asta și pentru că ei muncesc foarte mult și sunt foarte mulți oameni care termină de lucru undeva la 2 dimineața sau, eu știu, târziu și după care se mai duc și să bea împreună cu prietenii. Este un oraș care, în care totul se schimbă foarte repede. Cred că asta ar fi, de fapt, cea mai bună caracterizare în câteva cuvinte, se schimbă foarte repede. Este o viață scumpă? Cum e? Da, e un oraș scump? Comparativ cu România, cu București, este un oraș mult mai scump, dar cu toate acestea, de câte ori vin acasă, simt că oarecum prețurile în București tot cresc. Asta e senzația pe care o primesc eu, cel puțin din exterior. Mi se pare că este un oraș scump, Seul, dar e oarecum raportat la economia lor și la nivelul lor de trai. În schimb, în România, de câte ori vin, parcă am impresia că noi tot urcăm nivelul de prețurile și toate aceste, cum să le numesc, servicii, prețurile serviciilor în general crește, dar mi se pare că nivelul de salariile în sine, mi se pare că nu urcă cu aceeași intensitate, pentru că oarecum simt un dezechilibru, ca să zic așa. Spune, se simte influența Coreei de Nord? Nu chiar. Când am ajuns acolo, am crezut că o să fie așa ceva foarte, cum să zic, o atmosferă un pic tensionată sau ceva, o atmosferă un pic de frică, dar nu este așa. A fost un singur moment în care, într-adevăr, am fost amenințați că vom fi atacați, un moment mai serios, ca să-l numesc așa, tot atunci, în 2015, și am zis, eu eram foarte panicată, toată lumea a zis, hai, liniștită, că asta ni se întâmplă de 10 de ani, nu se va întâmpla nimic. Dar pot să văd o diferență de generație aici, când vine vorba de problema Coreea de Nord, pentru că generația celor care au trăit războiul civil, celor care au încă rude acolo, și când vorbesc de rude, pentru că într-adevăr și cei de vârsta mea au rude, mai îndepărtate însă, dar cei care au rude precum, nu știu, mamă, frate, verișor, sunt mult mai afectați de problema asta, pentru că ei, într-adevăr, au pierdut ceva semnificativ în urma acestei dezbinări și își doresc foarte mult unire. În schimb, cei care sunt de vârstă cu mine nu și-o doresc, pentru că se gândesc la ea din punct de vedere material. Și bineînțeles că tânărul de vârstă cu mine spune, păi da, uite, noi le-am dat bani și ce-au făcut ei? Vor să ne distrugă. De ce să ne unim când ei sunt mult mai jos decât noi și dacă ne-am unit, cine trebuie să-i ajute să se echilibreze? Tot noi. Și, practic, ar fi o scădere foarte mare a nivelului de trai. Se gândesc că e o dezechilibrare economică, comparativ cu ce s-a întâmplat în Germania, cu cele două, Germania de Est, Germania de Vest, pentru că sunt foarte descomparate cazurile celor două. Nivelul de trai între cele două era mult mai asemănător, comparativ cu Coreea de Nord și Coreea de Sud. Diferența fiind atât de mare, o unire între cele două ar fi un pic devastatoare pentru ambele părți. Spune-mi cum ți s-a părut mâncarea? Ei nu mănâncă atâta carne precum mâncăm noi. Chiar dacă se folosește și chiar dacă mănâncă și e carne, de fiecare dată sunt tăiate în bucățele micuțe, ai o supă cu câteva bucățele de carne, fâșiuțe de carne, mai bine zis. Dar, în general, este foarte, foarte diversificată, foarte multe plante pe care le mănâncă și de care eu n-am auzit niciodată. Au meniul principal la care ai diferite castronele cu side dish, le numesc ei. Deci ceva precum ar fi la noi salata, ceva de ajutor pentru meniul principal. Aperitiv. Da, un fel de aperitiv, exact. Și aceste aperitive, ca să le numim așa, sunt de obicei făcute din diferite plante. Și ele sunt fie fermentate, fie, eu știu, trase un pic la tigaie, fie marinate, în diferite stiluri. Dar de obicei sunt plante de care eu nici n-am auzit sau pe care noi nu le mâncăm, cum ar fi ghinde. Există un fel de geleu pe care ei îl fac din ghinde.
în momentul în care am descoperit ce mănânc, mi s-a părut așa fascinant, pentru că noi nu mâncăm, cel puțin câte știu eu. Iarăși mai este o plantă care crește la noi pe câmp, cred că se numește armurai, are niște ciulini și o floare movulie, așa mi-o amintesc din copilărie. Da. Cred că motivul pentru care ei le mănâncă are legătură cu trecutul. A fost o țară foarte, foarte săracă și cred că atunci, din lipsă de anumite alimente, au trebuit să mănânce cam ce se putea. Poate de acolo provine și, nu pot să-l numesc mit, pentru că e adevărat, și povestea cu mâncarea din carne de câine. Este adevărat, într-adevăr, coreenii au consumat carne de câine, în special generațiile care au luptat în războiul dintre cele două Coreei și care au supraviețuit ulterior și au luptat cu sărăcia. Se mai pot găsi încă restaurante unde poți mânca carne de câine. Am un prieten brazilian care era foarte curios și s-a dus să facă treaba asta. Dar nu sunt restaurante pe care le vezi așa la orice colț de stradă. Este încă oarecum un tabu. Mai ales pentru că cei de o seamă cu mine, generația mea, consideră asta foarte... nu sunt de acord cu acest lucru și o consideră oarecum ceva ce nu ar trebui să fie legal și sunt foarte multe campanii pe care uneori chiar le-am văzut în anumite momente, am văzut anumite campanii în care tinerii protestau împotriva acestor obiceiuri și rugau guvernul să facă ilegal această deci practică. Acum este legal să mănânci carne de câine? Da, se poate. De obicei bătrânii sunt cei care mănâncă în continuare carne de câine, nu este ceva popular în rândul tinerilor și cred că treptat o să dispară acest obicei. Au însă alte lucruri care par poate bizare pentru noi și anume viermii de mătase, ei mănâncă viermi de mătase, au un miros destul de puternic. În general pot să spun că au o bucătărie destul de acceptabilă, asta dacă nu ai o problemă cu mâncarea picantă.